Salut, bine v-am găsit, vă invit să urmăriți în continuare review-ul telefonului Nokia 3310 ediția 2017. Avem de face cu un feature phone, adică cu un telefon de pe care poți trimite mesaje și poți efectua apeluri. Este un telefon care are o cameră foto cu rezoluție de doar 2 megapixeli, cu o memorie internă de 16 MB și cu o baterie încăpătoare pentru un astfel de device de 1200 mAh. Acest telefon este reeditarea marelui succes din anul 2000. Avem de a face cu un telefon care, spre deosebire de varianta inițială, are ecran color, baterie litiu-ion, nu nichel metal hibrid și o cameră foto pe partea din spate. Avem de a face cu un device extrem de ușor, spre deosebire de prima iterație. Aceasta se ține mult mai ușor în mână și aproape că uiți că ai în buzunar un astfel de telefon. În anul 2000 nu ne puteam imagina telefoane cu touchscreen sau cu camere de 12 megapixeli, însă acum smartphone-urile sunt deja ceva foarte obișnuit, iar acest telefon, Nokia 3310 2017, este o curiozitate care cu siguranță este pe pragul nostalgicilor și celor care doresc un telefon de pe care să trimite mesaje sau doar pe care să converseze. Ecranul are diagonala de 2,4 inch și rezoluția de 240x320 pixeli. Este un ecran care nu impresionează în mod deosebit, însă nu acesta este scopul acestui telefon. Telefonul are o grosime de numai 12,8 mm. Este și foarte ușor. Este extrem de ușor în comparație cu prima ediție a acestui telefon. V-am spus la începutul review-ului că memoria internă este numai 16 MB. Ei bine, am și o veste bună. Această memorie poate fi extinsă cu ajutorul unui card microSD cu capacitate de până la 32 de GB. Astfel putem stoca foarte multe fotografii pe acest telefon. Dacă folosiți telefonul fără card de memorie și realizați fotografii, nu puteți realiza mai mult de 5-6 imagini până când memoria este complet ocupată. Cu toate că bateria nu are o capacitate impresionantă de numai 1200 mAh, îi oferă un timp de standby de până la 744 de ore pentru varianta single SIM și de până la 600 de ore pentru varianta dual SIM. Cu siguranță că vă interesează cum se comportă Nokia 3310 ediția 2017 în viața de zi cu zi. Avem de a face cu un meniu foarte prietenos cu utilizatorul. Putem seta ca meniul să apară de tip tabel 4x4, ca listă, sau de tip tabel 3x3. Depinde de dorința fiecărui utilizator în parte. Meniul are foarte multe iconițe, printre care jurnale apeluri, contacte, fotografii, jocuri Snake, pe care vi voi arăta în curând, mesagerie, aplicații, muzică, videouri, radio, setări, calculator, calendar, note, ceas de alarmă și așa mai departe. Găsiți foarte multe funcții extrem de utile, cu toate că nu avem de-a face cu un smartphone, ci cu un feature phone. Și pentru că tot am amintit de jocul Snake, haideți să vă arăt cum se joacă acest titlu, celebru din anii 2000. Simplu, din joystick sau din tastele 2, 4, 6 și 8. Este un joc care dă dependență. Are o grafică amuzantă. Și un fundar sonor care ne aduce aminte de jocuri indie. Camera foto de 2 megapixeli nu rupe gura târgului, însă realizează fotografii acceptabile pentru această rezoluție. Are și o latență de memorare. Iată cum arată o fotografie realizată cu Nokia 3310 ediția 2017. Și iată cât de repede se navighează între fotografii. Voi posta câteva fotografii pe blog și veți vedea care este calitatea acestora. Spre deosebire de versiunea de acum 17 ani, telefonul se poate conecta la internet
prin intermediul conectivității 2,5G. Browserul Opera Mini este foarte ușor de folosit. Nu am deocamdată o cartelă instalată pe acest telefon, însă am văzut câteva review-uri și am observat că se încarcă destul de rapid paginile de internet. O să vă povestesc după ce voi instala o astfel de cartelă pe telefon. Așa cum era de așteptat, telefonul oferă câteva scurtături pentru cele mai accesate funcții: calendar, cameră, contacte și mesaje. Avem și un buton prin care puteți sări rapid la diverse funcții, precum fotografii, puteți bloca tastele mult mai repede, activa lanternă, mări sau micșora volumul soneriei sau accesa setările. Iată, telefonul are și o lanternă. Nokia 3030 are un preț de aproximativ 400 de lei. Este un telefon care se adresează, după cum spuneam mai înainte, nostalgicilor și celor care doresc să folosesc un telefon pentru apeluri și mesaje. Este un telefon foarte ușor, cu un design deosebit de atractiv. Este un telefon retro, care cu siguranță va atrage numeroși cumpărători. Aștept părerile voastre despre Nokia 3030 ediția 2017 și vă invit să recomandați și alte gadgeturi Nokia pentru teste.